sunt acasă la Daniel. Vi-l amintiți pe Daniel, care atunci când i-am dat un par cu lapte și l-am pus la masă, nu-i venea să creadă că stă la o masă. Astăzi el este bucuros că a primit ajutor pentru a-și ridica o căsuță. Căsuța veche și foarte mică care a avut-o din cauza ploii s-a surpat și a rămas pe drumuri, acum stă în chirie. Dar Dumnezeu a avut grijă ca să fie niște oameni cu inimă mare care să le ajute să o ridice și să o acopere, doar că nu e gata și nu se poate muta în ea. Ilie, Daniel, soția și fetița mai are încă un copil și m-aș bucura să îl putem ajuta să termine casa. Nu are făcut tavanul și pereții trebuie zugrăviți și nici jos nu este gata. Sunt foarte bucuroasă că Dumnezeu a avut oameni care au fost gata să dăruiască și să le ajute să ridice casa aceasta. Nu a visat niciodată să aibă o casă, dar întotdeauna și-a dorit una, deoarece căsuța care o avea înainte era foarte mică. Dar acum, datorită ajutorului primit, a putut să o ridice. Sunt foarte bucuroși și m-aș bucura dacă, după ce vizionați acest video și vedeți că încă are nevoie de ajutor, ați simțit cu el și cu familia lui să îi putem ajuta să-și termine casa. Ar fi un vis devenit realitate. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți cei care alege să dăruiți și vreau să vă mulțumesc și pentru că ați dăruit până acum și ați fost alături de oameni de aici. Fiți binecuvântați!